Tinerii provoacă cele mai multe accidente pe șoselele din România. Sunt concluziile îngrijorătoare la care au ajuns sociologii Institutului de Cercetare a Criminalității. Cauzele sunt multiple, iar consecințele sunt de cele mai multe ori mortale. Astfel, polițiștii mehedințeni au oferit o lecție de educație rutieră elevilor severineni. Putem fi unii dintre ei, putem spune de parlamentar și vine un conducător auto care nu are clasă rutieră, care nu înțelege că ne pune în pericol, intră peste pe contrasens, face o depășire și sunt repercusiuni foarte, foarte grave. Astăzi, polițiștii din cadrul serviciului rutier, în colaborare cu biroul Siguranță Școlară, au desfășurat o activitate preventiv-educativă în incinta unei unități școlare cu privire la creșterea gradului de siguranță a elevilor prin informarea acestora în ceea ce privește potențialele pericole și furnizarea de soluții prin metode educative specific vârstei lor, de conștientizare a acestora, actuali sau viitor posesori ai permisului de conducere, la pericolul care se expun prin nerespectarea normelor legale referitoare la circulația pe drumurile deschise circulației publice. În cadrul biroului Siguranță Școlară desfășoară activități în cadrul unui proiect de prevenire a fenomenului de violență și bullying, având ca și scop eficientizarea modului de intervenție în astfel de cazuri de către instituțiile abilitate. În acest sens, elevii sunt informați cu privire la modalitățile de rezolvare pașnică al conflictelor, de transmiterea unor informații către ei prin care pot să informeze conducerea unității de învățământ, precum și organele de poliție. Această oră de educație rutieră vizează informarea cât mai multor elevi ai claselor terminale de liceu cu privire la riscurile la care se supun când ajung pe drumurile publice, indiferent că sunt șoferi, pasageri sau pietoni. Așa cum am menționat, încercăm să ne deplasăm în cât mai multe școli de pe raza județului Mehedinți pentru a desfășura ore de educație rutieră. Astăzi, la Liceul Tehnologic Decebal, polițiștii Serviciului Rutier, Biroul Siguranță Școlară și Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți a desfășurat o activitate interesantă, având ca scop, printre altele, informarea elevilor de clasa 12-a, unii actuali, alții viitori posesori ai permisului de conducere, cu privire la importanța respectării normelor rutiere și riscurile la care se expun atunci când consumă substanțe psihoactive sau alcool și se urcă la volan. Elevilor le-au fost expuse aspecte din legislația actuală în domeniul circulației rutiere, le-au fost prezentate accidente rutiere din ultima perioadă de timp de perioada destului nostru, în care au fost implicați cu vinovăție tineri și de asemenea au experimentat cu ajutorul unor echipamente speciale tip ochelari, starea de influență dată de consumul substanțelor psihoactive și alcoolului. Vom continua aceste activități permanente, pentru că considerăm că educația rutieră este deosebit de importantă în prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță în trafic. Cum ți se par aceste activități, având în vedere că tu și ai permis de conducere? Sunt foarte importante, mai ales că în ziua de astăzi cam foarte mulți își iau permisul neștiind ce este în trafic și uneori ne pun pe noi în situații în care să facem manevre pe care nu ar trebui să le facem din cauza inconștienței lor. În trafic sunt foarte mulți participanți care nu respectă regulile. Se bagă de pe o bandă pe alta și trebuie să fii foarte atent. Am fost pe bulevard și poliția era în control. Mi-a pus echilotestul, a fost zero și nimic. La această activitate a participat și personal din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți, în vederea oferirii de informații referitoare la efectele consumului de alcool sau droguri la volan. Din perspectivă psihologică și fiziologică, cât și pentru conștientizarea elevilor prezenți la această activitate, la modul în care consumul acestor substanțe modifică procesele psihice. Autocontrolul și reacțiile motrice, aceștia experimentează cu ajutorul unor ochelari speciali efectele negative resimțite în urma consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Acestea sunt referite de ochelari pe timp de noapte. Este o alcoolemie între 1,3 și 1,5 la lume. Nu știu.
Scopul activității l-a reprezentat reducerea numărului de accidente de circulație soldate cu victime omenești, în care sunt implicați tinerii, și responsabilizarea acestor participanți la traficul rutier privind respectarea normelor rutiere.